Dragii mei, îmi doresc încă de la început, din toată inima, ca și pe voi toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cred că toți cei care sunteți în seara aceasta aici, cel puțin cu ce a fost până aici, veți pleca mai îmbogățiți acasă și mai dornici să căutați împărăția lui Dumnezeu. Acum, mai ales pentru versurile cântărilor care s-au cântat, și se spunea aici, mai ales acum, da, la penultima cântare sau la ultima, că Domnul e viu. Și în momentul în care realizezi asta și ești foarte conștient de asta, începi să-L cauți pe acest Dumnezeu viu și să faci o permanență din căutarea asta și să devii foarte perseverent. Vă doresc încă de la început pe toți Dumnezeu să vă ajute să fiți perseverenți în a-L căuta pe Dumnezeu în fiecare zi. Acum aș vrea să vă pun o întrebare. În timp ce se anunțau aici slujbele, cei care sunteți, într-un mod special cei care sunteți din poarta cerului, nu prea pun eu întrebări din față, dar vreau să vă provoc acum la un răspuns. Câți dintre voi sunteți prezenți la absolut toate slujbele amintite mai devreme? Ridicați o mână sus. Nu te uita în spate. Că perseverența cam de aici pleacă. Că tot era vorba de perseverență. Că tot o să vorbim un pic despre perseverență în seara asta. Și am ales această temă în această seară pentru voi, cu toate că e foarte vastă și nu o să putem să o acoperim în totalitate, dar o frântură. Să putem să plecăm acasă oameni mai dornici, să devenim perseverenți în a căuta adevărata împărăția lui Dumnezeu. Una din caracteristicile oamenilor perseverenți în căutarea împărăției lui Dumnezeu sunt oamenii care aleargă la părtășie de fiecare dată. Acum, dacă am zis că nu mă o întrebare pun, la care aștept răspuns, mai adresez una, dar nu aștept răspuns, că dacă vă v-aș întreba în seara asta câți dintre voi căutați împărăția lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în mod perseverent, poate că mulți ar ridica mâna sau poate nu. Uite, vezi, eu deja o enigmă, că nu mai aștept răspuns la întrebarea asta. În schimb, vreau să încep spunându-vă, așa cum spun, cred că la toate întâlnirile de tineret, sunt unul din oamenii care mi-am pus o speranță extrem de puternică în generația tânără. Pe alocuri m-am pus pe contrasens cu cei care nu sunt din generația asta oarecum, și nu mi-am făcut pe toți prieteni datorită acestei afirmații. Mi-am pus o speranță extraordinară în generația voastră, în tinerii care pot să mai arate împărăția lui Dumnezeu, care o caută, care mai apoi pot să o arate, o găsesc, o arată și trăiesc acea bucurie formidabilă că au găsit această comoară extraordinară numită Împărăția lui Dumnezeu. Uneori poate avem impresia că Împărăția lui Dumnezeu e doar acolo și aici nimic. În schimb, dragii mei, Împărăția lui Dumnezeu se vede în viața unui om încă de când omul e aici, pe pământul ăsta. Împărăția lui Dumnezeu se poate simți în părtășiile pe care oamenii le au, în atmosfera care se creează când Dumnezeu coboară. Am să fac un apel la răbdarea voastră și să vă rog să tragem o linie la finalul predicii doar. Și mi-aș dori atât de mult, atunci când plecați acasă astăzi, să plecați oameni care să faceți o permanență în viața voastră din a căuta împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc câteva versete din Romani 14. Începând cu versetul 17 și ascultați ce zice Biblia aici. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.
Atenție! Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Într-una din zile a venit cineva la mine și a zis: pastore, pot să-ți spun o întrebare mai profundă? Și eu deja am zis: băi, clar, ăsta o studiat, deja mă pune, sigur, bă, dacă e profundă, trebuie să fie profundă. Zice: vreau să vă întreb ceva foarte profund, dar vă rog să fiți foarte atenți. Bă, și mă atenționează că trebuie să fiu atent, că trebuie să aud bine. Deja m-am gândit, mă vedeam deja în birou, căutând răspuns la întrebare, citind, întrebând pe alți: bă, ce răspuns ai dat la întrebarea asta? Și la un moment dat mi s-a părut că acea persoană chiar are un interes major. Și zice: știți, Biblia vine și ne învață și ne spune în felul următor: căutați mai întâi împărăția cerurilor. Și deja inima mea creștea. Am zis: băi, tare, e bun, omul e bun. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și am zis: da, așa zice versetul. Și zice: nu, acum întrebarea mea profundă, vă rog să fiți atent. Da, ochi și urechi. Cu căutarea împărăției vedem cum facem, dar cum facem să le primim pe alealalte? Da, știți care era partea foarte ciudată? Cum chiar vorbea serios? Deci pe om chiar îl interesa, bă, dacă Biblia zice și e reală, pe mine chiar mă interesează cum să găsesc formula să le primesc pe toate celelalte. Oameni buni, când omul înțelege măreția și superbitatea împărăției lui Dumnezeu, când un om începe să simtă atmosfera extraordinară, acel moment când omul se unește cu cerul, acel moment când inima mai vibrează, acel moment când lacrimile mai curg, acel moment când parcă nu te-ai mai despărțit de atmosfera cerească, acel moment în care parcă n-ai mai terminat cântarea, acel moment în care parcă n-ai mai vrea să se mai termine slujba, acel moment în care n-ai mai vrea să te mai desparți de oamenii lângă care inima vibrează, sentimentele se revigorează, acel moment în care simți acea eliberare extraordinară, acea încărcare formidabilă, acel moment în care parcă simți că se unește cerul cu tine, că în rugăciunea ta, spre exemplu, nu e singur, că la tine în cameră, tu prăbușit pe genunchi, nu e singur, că acolo mai e cineva lângă tine, că împărăția lui Dumnezeu coboară acolo, atmosfera formidabilă, greu de descris în cuvinte, s-o descrii la adevărata valoare. Acel moment în care începi să cânți o cântare de unul singur, mie mi se întâmplă asta foarte des și îmi sun prieteni, păstori, care la un moment dat când plecăm de la câte o evanghelizare știm, bă, ăla e acolo, ăla e acolo, ăla e acolo, ăla e acolo, ne mai ținem de urât la telefoane până ajungem acasă. Și la un moment dat îl sun pe câte un prieten de-a meu, păstor, știu că vine și el de la o evanghelizare și vreau să vorbesc cu el preț de câteva minute, să ne ținem de urât, nu-mi răspunde, știu. La un moment dat mă sună, nu răspund, știe. Și la deseori când la un moment dat ne sunăm, zic: bă, ai zis și de mine ceva. Eu știu că momentul ăla singur în mașină, fie cântă, fie să roagă, e atmosfera aia formidabilă, 1, 2 noaptea, 3 dimineața, pe unde ne mai apucă pe-n țară. Și e atmosfera aia formidabilă pe care n-ai mai vrea să o întrerupă nimeni. Atmosfera aia în care începi să cânți, te dăruiești cu totul, te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. De câte ori am ajuns la Făget noaptea pe la 2-3 dimineața, eram în părtășia mea cu Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu parcă coborâse acolo, atmosfera cerului coborâse în mașină. De câte ori m-am mai plimbat prin Făget și nu m-am dus acasă din prima să nu-mi întrerup cântarea mea, să mai trăiesc, să mai petrec câteva momente, cu toate că deseori eram rupt de oboseală, dar atmosfera aia formidabilă a lui Dumnezeu care se așează în viața unui om, care știe să trăiască în așa fel încât să coboare atmosfera lui Dumnezeu, să coboare împărăția lui Dumnezeu. M-am gândit deseori la momentul în care pe câmpia Betleemului vine oastea cerească. Vă gândiți la momentul ăla când oastea cerească încep să cânte împreună. Păstorii ăia stau și se uită speriați. O zis: bă, dar cântă fain. Bă, da, eu m-am speriat. Te-ai speriat, dar cântă fain. Lasă-i să mai cânte. Atmosfera aia formidabilă creată de oastea cerească, împărăția lui Dumnezeu
Dumnezeu coborâse acolo, acolo în câmpia Betleemului. Pentru că una din durerile mele pentru generația asta, în care mi-am pus multă speranță, e că oamenii nu mai simt atmosfera cerului, pentru că oamenii nu mai simt superbitatea lui Dumnezeu, pentru că oamenii nu mai simt, pentru că tinerii, hai să rămân în contextul ăsta, pentru că tinerii nu mai simt, de cele mai multe ori, nu mai simt atmosfera aia glorioasă a cerului. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, ne-am uitat toți la Augsburg, bă, ce s-a întâmplat acolo? Împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, o coborât acolo. Atmosfera cerească între oamenii care au zis, bă, nu contează să mai plecăm acasă, contează să-L simțim pe Dumnezeu în continuare. Și îmi doresc din toată inima în seara asta, prezența Duhului Sfânt să cuprindă toată biserica în seara asta. Și fiecare dintre voi să puteți să stați cu inimile deschise, Dumnezeu să mai revigoreze prin puterea împărăției sale inima, orice inimă care a intrat în seara asta aici. Oameni buni, dacă îmi dorești ceva e să plecați acasă, nu neapărat cu o predică, nu știu cum, să plecați acasă oameni care am spune noi așa, bă, am ieșit de la biserică, îmi vinea să zbor. Era prezența aia lui Dumnezeu în inima mea. Asta poate să o facă doar Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu să mai coboare atmosfera sfântă peste inimile oamenilor și în seara asta, să nu ratați aminul, așa să vă ajute Dumnezeu pe toți. Să pleci acasă cu acea atmosferă formidabilă. Împărăția lui Dumnezeu, atmosfera împărăției lui Dumnezeu coboară în celula lui Pavel și a lui Sila. Atmosfera împărăției lui Dumnezeu coboară în inima lui Luca înainte să fie spânzurat. Atmosfera împărăției lui Dumnezeu coboară în sentimentele lui Ștefan înainte să fie omorât cu pietre. Atmosfera împărăției lui Dumnezeu coboară în inima pe deplin și o acaparează lui Policar, bătrânul Policar, pastorul din Smirna, care la un moment dat a zis, Policarp, când alții îi adunau lemne ca să-l poată arde, să ardă bine Policarp, a zis, Policarp, mai lăsați-mă, vă rog, un pic de timp. Se duce Policarp și intră la el în cameră. O, Doamne, mai vreau atmosfera împărăției tale, să pot să rămân acolo, să rezist pe rugul ăla pe care voi arde și să-mi primești sufletul înaintea ta. Știți, suntem o generație destul de săracă în atmosfera împărăției. O generație destul de săracă în atmosfera lui Dumnezeu. Eram într-o biserică, într-o seară de tineret, și îmi povesteau tinerii aia că au un băiat în biserică drogat. Pentru că împărăția lui Dumnezeu dezleagă legături. Pentru că împărăția lui Dumnezeu regenerează vieți. Pentru că împărăția lui Dumnezeu restabilește relații. Pentru că împărăția lui Dumnezeu ridică oameni. Și îmi povesteau frate Alin. Eu eram musafir pe la ei. Aveam toată noaptea la dispoziție. De aia a doua zi plecau la școală. O zis, frate, eram tot așa într-o seară de tinere. Și o zis, l-avem pe băiatul ăla. E trucat. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Să mai coboare atmosfera cerului și a împărății. Și eu zis, bă, fiți atenți, ne rugăm în seara asta până Dumnezeu îl schimb. Pe ăla e până cluburi, o zis. Ăla chiar acum se drogează. Bă, noi atâta ne rugăm. Nu o să uit niciodată momentul ăla. În față, acolo în fața amvonului, ne-am adunat toți, ne-am pus în genunchi. Erau mulți. Și am început să ne rugăm. Știți ce rugăciune anemică? Doamne, ai milă și de... Nu mai știu cum îl chema. Ai milă și de ăla mărât. Bă, și la un moment dat mă uitam la ei și am zis, Doamne, prima dată mișcă inimile lui ăștia. Coboară Tu cu puterea împărăției Tale peste ei. Dar prima dată revigorează-i pe amurțâță ăștia, după aia să le arăți cât ești de puternic. Bă, și la un moment dat am început să ne rugăm. Țineți bine minte, era 8 seara. Se terminase tineretul, era de la 6 la 8. Bă, se rugau ăștia, nu, să rugau. La un moment dat, eu când m-am uitat la ceas, era 10 fără un sfert. O atmosferă cerească de împărăția lui Dumnezeu a coborât acolo. Undeva între bănci, stătea ăsta, nu o să-l iei cât trestriu, cu ăla lui tășifuna pe el, blugii aia rupți, s-o pus acolo, stătea așa cu capul în jos. Și eu zic, eu îl opresc, mă, cine e ăla? Ăsta-i, zice! Ăsta-i! Bă, nu cred! Ăsta-i, zice! Îi zic, vină un pic. Bă, mirosea, ți-era groază, stai lângă el. Zic, vină aici. Ăștia nu băgă pute. Bă, lasă-l, mai vine aici. Că împărăția lui Dumnezeu îți dă și mirosul frumos. Vină aici. L-am pus lângă mine. Ne-am rugat pentru el în seara aia, mi-aduc aminte, o atmosferă. Am văzut tineri care de-abia se mai opreau din plâns.
atmosfera lui Dumnezeu s-a așezat acolo, parcă împărăția lui Dumnezeu a coborât acolo, o frumusețe extraordinară. Ne-am mai rugat noi vreo jumătate de oră, eram și obosit și extenuat și am zis plecăm. Îi zic, lăsta mă auzi. Duminică să vin îmbrăcat, eu eram și duminică la ei, să vin îmbrăcat frumos la biserică. Nu o să lui cât trăiesc, blugi albaștri, cămașa albă, bretele negre, pantof maro. Nu știu cine a fost designerul, dar... La un moment dat, stătea pe prima bancă. Și eu, când îl văd, în timpul predicii, la finalul predicii, ies în față. Le zic, fraților, vreau să vă spun ceva. Am tatunat eu terenul și cu păstorul tot. Vreau să vă spun ceva. Aveți aici un tânăr. Toți știau, numai că... Și vreau să vă zic ceva despre el. Și îl chem, zic, te rog, hai aici lângă mine. Bă, nu, n-ai ce mai faci, vino aici. Ias în față, eu îl prind așa de mână de aici, să uita în jos și făcea de umor. Nu vă puteți imagina. Și vreau să vă zic ceva de el. Băiatul ăsta se droghează. Și în biserică s-au zis, ioi. Ești, știți că Dumnezeu poate să le libereze? Dar știți că putea să fie pruncul dumneavoastră? Dar știți că biserica trebuie să coboare și să arate puterea împărăției lui Dumnezeu? Că e împărăția întunericului care leagă oameni și e împărăția cerului care dezleagă oameni. Îi zic, știți că Dumnezeu în seara asta îl poate revigora pe copilul ăsta? Și zic, ascultați-mă, e tânărul bisericii dumneavoastră. E obligatoriu să-L rugăm pe Dumnezeu să coboare cu a sa putere și să se mai vadă puterea lui Dumnezeu. Și am intrat cu toți în rugăciune. Tânărul ăsta îmi povestea mie după câteva zile. Am plecat de la lucru într-o dimineață pentru că mi-a fost foarte rău. M-am oprit cu mașina, am văzut un autobuz, parcă îmi zicea, vinea un autobuz din față, mă orbi cu farurile, n-am mai știut dacă e pe contrasens, am tras stânga mult, am ieșit pe arătură și m-am oprit cu botul direct într-o cruce. M-am dat jos din mașină și am văzut pe cruce numele meu. Și o voce în dimineața aia la ora 4 mi-a zis, Dumnezeu a coborât cu a sa putere să-ți mai dea viață, aici puteai să fii tu. L-am mai întâlnit de câteva ori pe băiatul ăsta total schimbat. Pentru că puterea împărăției lui Dumnezeu care dezleagă, care-i pace, care-i bucurie, care-i neprihănire, care îți aduce desfătarea aia formidabilă, a acaparat viața acestui copil. Pentru că o astfel de atmosferă trebuie să se vadă de fiecare dată între oamenii care caută într-un mod perseverent împărăția lui Dumnezeu. Omul care caută în fiecare zi, omul care caută permanent, omul care face un stil de viață din a-L căuta pe Dumnezeu, din a-L descoperi pe Dumnezeu, din a-L înțelege mai mult și mai mult, e omul care are parte de atmosfera aia formidabilă a lui Dumnezeu, inconfundabilă. Și o mai subliniez decât de un puțin aspectul ăsta, atmosfera aia care face inima să vibreze, atmosfera aia care te face să nu te mai oprești de la rugăciune, atmosfera aia care te face să cauți părtășia de fiecare dată. Uitați-vă la noi, de multe ori credem că împărăția lui Dumnezeu înseamnă înghesuială, că împărăția lui Dumnezeu înseamnă mulțime multă, că atmosfera unde Dumnezeu coboară atunci când se înghesuie mult, fals. Atmosfera și împărăției lui Dumnezeu e atunci când unul, doi sau trei, la un moment dat își pun inima să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-L caute în fiecare zi, să-și pună viața cu tot ce este El. Și o mai subliniez încă o dată, cu absolut tot ce are omul, să-și pună în mâinile lui Dumnezeu într-un mod de 100%. Și o astfel de atmosferă coboară peste omul care caută împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun cum arată omul, care spune cineva bun, cum arată omul care caută într-un mod permanent, că toți căutăm, căutăm Biblie, căutăm biserică, dar nu vibrează inima noi. Căutăm cântări, căutăm părtășii, dar uneori sunt foarte sec, uneori sunt foarte gol, uneori eu spun că caut împărăția lui Dumnezeu, dar uneori sunt foarte gol pe interior. Ei, vreau să vă zic în seara asta cum arată omul. Omul care caută împărăția lui Dumnezeu într-un mod perseverent. Fiți atenți, în primul rând, omul care caută împărăția lui Dumnezeu într-un mod perseverent. E omul care se folosește în fiecare zi, atenție, de puterea rugăciunii.
Omul care caută împărăția lui Dumnezeu e omul care caută într-un mod perseverent, nu că o caut odată, și o caută într-un mod perseverent, e omul, atenție, care se folosește într-un mod cât se poate de puternic, atenție, de puterea rugăciunii. E o foarte mare diferență să te folosești doar de o rugăciune sau să te folosești de puterea rugăciunii. Că la un moment dat vine cineva și face o rugăciune foarte seacă și se roagă și nu se întâmplă nimic și nu mai găsește atmosfera aia extraordinară, dar când omul înțelege că rugăciunea are putere și începi să faci din rugăciune o permanență și spui, bă, rugăciunea mea are putere înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu are putere și începi să te folosești de puterea rugăciunii. Încep să te folosești de puterea pe care o are conversația asta cu Dumnezeu. Omul ăla care în fiecare zi face un stil de viață, din orice face el, prima dată se pune să se roage. Oh, vă întâlniți voi între voi. Tineri care vreți să aveți parte de acea prezență extraordinară a împărăției lui Dumnezeu. Oameni care vreți să căutați împărăția lui Dumnezeu. Fără să aștept răspuns, ce facem noi când ne întâlnim prima dată? În momentul în care doi oameni care caută într-un mod insistent împărăția lui Dumnezeu se întâlnesc, sună ciudat pentru generația noastră. Primul lucru, oamenii ăia se pun să se roage. Da, direct, se pun să se roage. E o practică pierdută în generația asta, de-aia atmosfera împărăției lui Dumnezeu nu se mai simte. De-aia suntem generația care trăim numai din perfuzii. Ce fain o fă la biserică, nu mai dat Domnul vitamină, atât! Pentru că întotdeauna omul care caută împărăția lui Dumnezeu într-un mod perseverent, înțelege și se folosește de puterea rugăciunii. Vine Biblia și spune așa, în felul următor, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni. Da, e o practică extrem de importantă și apreciată de Dumnezeu. Omul care caută într-un mod perseverent, așa arată împărăția lui Dumnezeu, e omul care se folosește de puterea rugăciunii. În momentul în care, spre exemplu, tu ca și tânăr ești în fața unei situații delicate, ciudate. Ai două superputeri. Unu, mama și tata. Mamă, știu că tu ești foarte puternică. Tata, tu ai niște relații. Cum mă rezolvi și pe mine? Sau doi, puterea rugăciunii. Care o activezi prima dată? Omul care caută împărăția lui Dumnezeu într-un mod sistematic activează puterea rugăciunii. Se folosește de puterea rugăciunii. Că la un moment dat stai în fața unei situații complicate, vine medicul la vârsta ta de 22 de ani și spune, știi, ești suspect de leucemie. Prima reacție e, bă, un medic bun, nu găsim. Să mai auzim o a doua opinie, să vedem ce zice și un al doilea medic. Și începi să te folosești de puterea influenței. Bă, te rog, eu-s prietenul tău, nu-mi găsești un medic bun, e bun. Dar omul care caută în permanență și caută, face un stil de viață din a căuta împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu e pace, vă spuneam mai devreme, și care vrea să simtă acea atmosferă a păcii lui Dumnezeu, e omul care se folosește de puterea rugăciunii. Un om care nu se folosește de puterea rugăciunii, un om care nu face din rugăciune stil de viață, un om care face din rugăciune doar o opțiune din când în când, ci nu face o obligație, activitatea vieții lui, e omul care nu caută împărăția lui Dumnezeu în mod permanent. E omul care bâșbuie și mai găsește și el câte o atmosferă aici și acolo, dar nu găsește împărăția adevărată a lui Dumnezeu care să-i cuprindă viața pe deplin. Știu, a face din rugăciune stil de viață e o practică foarte pierdută. A te pune prima dată pe genunchi înainte de toate e o practică puțin întâlnită. A te aduna, spre exemplu, știți că unii au banalizat asta și greșeala lor, au făcut o obligativitate fără să explice de ce trebuie asta. Să se adune tineri la repetiții, mă duc într-o biserică, așa mai la țară. Frate, v-ați rugat înainte să faceți repetiții, dar nici aia care îi pun să se roage nu le explică care e puterea acelei rugăciuni. Rămâne doar la o simplă banalizare a momentului. Dar omul care înțelege, băi, eu m-am adunat eu cu tine să facem un plan, noi doi,
Și știm că în planul nostru vrem să se vadă împărăția lui Dumnezeu. Și știm că în planul nostru vrem să se vadă Hristos. Vrem să se vadă atmosfera aia plină de pace, atmosfera aia plină de bucuria cerului. Eu cu tine, înainte să discutăm ceva serios și cu un plan pe termen lung, ne punem și ne rugăm. Fie că ne rugăm fiecare individual, fie că ne rugăm când ne întâlnim, noi spun Domnului: Doamne, eu ies din casa astăzi, folosesc puterea rugăciunii și astăzi, vreau să simt împărăția ta peste viața mea și astăzi. Câți dintre voi n-aștept răspuns? V-ați rugat azi dimineață când ați plecat de acasă: Doamne, plec de acasă, mă întorc după vreo 10 ore, vreau să mai simt puterea împărăției tale. Știți care e una din durerile mari? E că practica asta, a folosit puterea rugăciunii, e atât de pierdută. E atât de pierdută. Îmi povestea la un moment dat un prieten că mama lor într-o zi a căzut în comă. Și în momentul în care au căzut într-un comă, l-au sunat pe taică s-o să vină repede de la locul de muncă. Cel mai mic copil al familiei, că asta de fapt înseamnă worship. Fiți atenți aici, că uneori și asta o înțelegem greșit. Total pe toți. Asta înseamnă de fapt laudă și închinare, ce vă spun eu acum. O motivație perfectă și credință în puterea închinării. Și la un moment dat lor suna pe taică, s-a venit taică, s-a sunat și ambulanța între timp. Și ăsta cel mai mic era tare disperat. Plângea, agitație în casă. Plângea. Și trăgea de ăștia mai mari. Și ăștia mai mari și ei agitat, și ei speriat. S-a venit taică s-o. Și ăsta mic: tati, tati, muri mami. Bă, îți dai seama, atmosferă ciudată. Și taică s-a stresat și el, pe bună dreptate, pe de-o parte, spune: bă, du-te de aici că n-am vreme de tine. O, dar ce frumos era să vină aici. Ne punem noi doi pe genunchi. Se duce la soră sa mai mare și spune: auzi, nu vrei să faci ce face mami cu noi de fiecare dată? Tu cu mine? Și aia nu înțeles prima dată la ce se referă ăsta mic. Și maică s-a făcea două lucruri în permanență. Cânta mult cu ei și se ruga mult cu ei. Și îmi povesteau ei. O zis: ce vrei? Hai să cântăm o cântare. Cântarea care îi place la mami. Ai auzit asta mare? Hai, cântăm o cântare. Cântă! Și s-au pus să cânte. În timp ce soră s-a început să cânte ăsta mic: Doamne, ridic-o pe mama de acolo. Când l-a văzut pe ăsta mică, se liniștise în felul ăsta, puterea împărăției lui Dumnezeu plină de pace îi acaparase viața, asta o continua să cânte. El o continua să se roage. Îmi povesteau ei. Ori venit ceilalți frați ai noștri, o venit tata în bucătărie și la un moment dat eram toți adunați în bucătărie în așteptarea ambulanței care nu a venit și mama singură. Acolo nu mai era nimeni lângă ea. Și eram toți în bucătărie care am început să revedem încă o dată puterea rugăciunii, puterea închinării. Când ai o motivație perfectă și solidă că vrei să vezi puterea lui Dumnezeu peste viața ta. Și o simțim ce noi cântam, ne-am dat seama și ne rugam: bă, mama e singură, fugi la mama. Ei mi-au povestit mie. În acea seară mama s-a ridicat din pat și ne-a făcut cele mai bune clătite pe care le-au putut face vreodată. Știți ce s-au văzut în casa lor? Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă vrei să cauți în mod permanent împărăția lui Dumnezeu, să-i mai vezi puterea, ascultă-mă bine, nu uita să folosești puterea rugăciunii. E arma lăsată de cele mai multe ori la ungherul vieții, o cenușăreasă a creștinismului. Când de fapt trebuie să fie startul în toate. Vrei să vă spun să mă duc mai profund? Vrei să-ți cumperi ceva? Ia citiți cartea Mijlocitorul al lui Rex Hoyles. Rex Hoyles a zis: eu am învățat ce înseamnă rugăciunea. În toate o trebuie să discut cu Dumnezeu. Eu căutam împărăția lui Dumnezeu de fiecare dată. Mă confruntam cu o problemă, vroiam să văd puterea împărăției lui Dumnezeu. Mă confruntam cu alta, vroiam să văd splendoarea împărăției lui Dumnezeu. Mă confruntam cu alta, vroiam să văd nemărginita mila lui Dumnezeu. În toate, la fiecare start al vieții, bărbatul ăsta, un miner galez, se punea să se roage. Și se pune la un moment dat și se roagă.
crezând în puterea rugăciunii și spune, Doamne, ce o să facem astăzi noi doi? Și Domnul spune, o să-ți arăt împărăția mea cât e dezvoltată. Păi și cam ce să fac? Să te duci în gară. Păi și ce să fac în gară? O să te duci în localitatea. Păi n-am bani de tren. Dar nu te-am întrebat dacă ai. Tu numai roagă-te să fie toate sub călăuzirea mea. Du-te în gară. Res Hoels povestește. M-am dus în gară, m-am pus acolo în sala de așteptare și o zis, Doamne, n-am bani de tren. Păi nu te-am întrebat dacă ai. Tu roagă-te să-ți faci partea bine. Și la un moment dat, zice el, în momentul în care mai erau trei oameni la ghișeu, una dintre doamne zice, vă rog, țineți banii ăștia că mă întorc repede imediat, țineți banii ăștia că mă întorc, țineți repede bani. Și eu zic, eu să-mi luat banii, ce mi-a dat aia o foaie în mână, și când m-am văzut cu banii și cu foaia în mână, Duhul Sfânt îi spune, nu, prietene, ai și bani de bilet. Stai la rând. Și acum ce să fac, Doamne? Să te rogi, să-ți dau puterea de care ai nevoie. Și unde mă duc? Să cunoști un boschetar. Să le iei acasă de Crăciun, să mânci cu el, să-l îmbraci. Acel bărbat a fost schimbat de Dumnezeu, un rod formidabil, văzându-se împărăția lui Dumnezeu, care mai revigorează vieți, care mai ridică oameni, căutând să vezi de fiecare dată cât de mare e splendoarea lui Dumnezeu, plecând de la a pune în aplicare forța și puterea rugăciunii. Un om care nu face din rugăciune o permanență și nu mai pune bază și nu mai folosește puterea rugăciunii, nu caută în mod permanent, nu caută în mod permanent împărăția lui Dumnezeu. 2. În momentul în care vrei să cauți în mod permanent împărăția lui Dumnezeu și să fii perseverent în viață, trebuie să folosești atenție, puterea adevărului. Nu trăim într-o lume plină de minciună. Ia, faceți un test mâine, în momentul în care cineva vorbește cu tine, dar trebuie să fiți foarte atenți. Puneți-vă așa în minte să se aprindă un bec de câte ori exagerați lucrurile. Deja, de câte ori o dați așa cu boltă? De câte ori nu e adevăr curat? De câte ori nu e puritate? Pleonaz, dar sună bine, 100%. În momentul în care cineva caută împărăția lui Dumnezeu și vrea să o simtă, să o vadă de fiecare dată, să o exploreze dacă vreți, trebuie să se folosească de puterea adevărului. De puterea adevărului. Vine Biblia și spune să spuneți adevărul unii altora și niciodată între voi să nu se găsească cuvinte mincinoase, nici exagerate, nici cu dublu înțeles. Să spui 100% adevărul. Să stai de vorbă cu cineva, păi atunci am găsit împărăția. Să stau de vorbă cu cineva și în momentul în care stau de vorbă cu cineva, din aceeași împărăție, să am certitudinea, siguranța, încrederea, liniștea, că ceea ce îmi spune e cu subiect și predicat adevăr 100%. Să ai puterea asta să rămâi un om care să spui adevărul în toate. Hai, faceți-vă un test în mintea voastră. Dacă rapid așa vă dau o jumătate de minut și vă faceți o retrospectivă a zilei să vă gândiți așa, cine găsește, nu vă pun să ziceți asta, am vrut să zic cine găsește măcar o minciună spusă asta să ridice mâna sus, dar erau tăți cu ochii până sală după. Dar dacă veți sta și veți fi atenți să vedeți în ce mare neadevăr trăiești un om dacă nu e atent că trebuie să caute împărăția lui Dumnezeu. Oh, dar vine diavolul și te înfășoară, Biblia vine și spune, păcatul te înfășoară așa de lezne. Vine diavolul și zice, bă, nu zic chiar așa, te dă un pic cu boltă. Nu fie chiar așa, zic numai să fie. Știi, bă, dar nu, n-am vrut să zic chiar așa, dar au fost un pic. Dar... Gândește-te că la un moment dat trebuie să ieși dintr-un impas și ți-e greu să minți, dar pui problema în așa fel, încât dacă vei fi vreodată tras la răspundere, să mai ai o portiță de scăpare și acolo, punând problema în felul ăsta, există o mică exagerare sau chiar o mică minciună. Biblia vine și ne vorbește că omul trebuie să spună adevărul. Vreau să vă citesc un verset formidabil. Și ascultați, 2 Corinteni 13 cu 8. Fiți atenți. Căci noi nu avem nicio putere împotriva adevărului.
Știți ce e ciudat? Că oamenii care vor să caute împărăția lui Dumnezeu, deseori se luptă împotriva adevărului. Dar adevărul oricum va ieși la iveală. Minciunea oricum are picioare scurte. Zicala românească rămâne în picioare. Și noi, zice Biblia, n-avem nicio putere împotriva adevărului. Și uneori oamenii, în loc să spună adevărul, se luptă împotriva adevărului, încercând să mușamalizeze situația, să mușamalizeze adevărul, să-l mai schimbe și să nu mai aibă curajul și puterea să spună lucrurile pe nume. Bă, ăsta sunt, asta s-a întâmplat, așa stau lucrurile. Să ai puterea pur și simplu să zici adevărul. O, că oamenii se învățați să mintă de mici. La un moment dat vine câte un copil, cine o făcut? Și se uită așa la tine, dar nu mai e singur în casă. Cine putea să facă? Cine o scrie? Noi am avut-o pe Carina mică. La un moment dat, Darin era foarte mic, că era așa bebeluș în pătuț. Mateo era la grădiniță, Carina era singura acasă și la un moment dat când ne-au venit acasă, toți pereții erau scriși cu cremă de papuci. Bă, erau negri pereții. Atunci la mod era alb. Acum mai văd mai mere și negru, dar erau negri. Și eu intru și zic, Carina, cine a făcut asta? Și el se uită, zice, nu eu. Acest nu eu a rămas în vocabularul lor. Și acum ajung acasă și mai văd câte ceva. Bă, cine a lăsat asta aici? Din start, ăla mic, dar în strigă de sus. Nu eu! Deja știe. Pentru că, ascultați-mă bine, să ai puterea să spui adevărul, înseamnă că tu cauți împărăția adevărului. Să ai puterea să trăiești adevărul. Omul care caută în mod permanent împărăția cerurilor e omul care trăiește adevărul. Da, e omul care trăiește adevărul. Întotdeauna Dumnezeu îi caută pe oamenii care... Atenție, fiți atenți, puneți puzzle după aia la predica asta. Folosește puterea rugăciunii, dar ca să folosești puterea rugăciunii, ca să ai beneficii, să vezi împărăția lui Dumnezeu coborâtă la rugăciunea ta, tu trebuie să fii omul care să trăiești de fiecare dată în adevăr. Asta înseamnă căutare permanentă. Atenție! De fiecare dată. Adică nu înseamnă astăzi zici adevărul că e bine, te simți bine, nu chiar te prejudicează pe tine dacă cumva zici adevărul. Mâine, dacă cumva tu ai ceva de plătit, dacă zici adevărul, dacă tu ești un pic japătat în imagine, dacă zici adevărul, la un moment dat găsești și încerci să găsești câte o portiță de ieșire, care mai de care mai ciudată. În felul ăsta, tu nu cauți în mod permanent, chiar dacă ți se pare că mergi spre împărăția lui Dumnezeu, undeva te-ai blocat. Vreau să subliniez asta, că știți ce mult m-am zbătut între predica asta, așa mai sistematică, sau una din aia îți vă duc la sentimentele voastre, dar știți cât de important mi se pare momentul ăsta să le spun oamenilor că trebuie să trăiască în adevăr 100%? Că la un moment dat, dacă soțul ar spune adevărul în casă, că dacă soția ar spune adevărul întotdeauna în casă, n-ar fi ceartă. Că dacă copilul ar spune întotdeauna adevărul în casă, n-ar fi ceartă. Că la un moment dat, dacă în biserică oamenii ar spune întotdeauna adevărul, n-ar fi neînțelegeri. Oamenii care să mai trăiască în adevăr 100%. Să ai puterea să stai în fața unui om, chiar dacă s-a întâmplat o situație ciudată și să-i întrebi și să ai siguranță, atenție, că îți spune adevărul fără să spui problema, dacă nu cumva o mai dat-o un pic cu boltă. Cum ar arăta atmosfera dintre oameni? Căci mie, zice Biblia, nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, pentru că Evanghelia lui Hristos e adevărul și omul care caută în permanență împărăția lui Dumnezeu trăiește în adevăr în fiecare zi. Te trezești dimineața și tu spui așa, tu care cauți împărăția lui Dumnezeu, astăzi eu sunt sau nu sunt în adevărul lui Dumnezeu. Bun, te duci și spui, planul pe care eu îl fac, e un plan în adevăr, exprimă adevărul sau nu-l exprimă? Ideile pe care eu le expun sunt idei adevărate sau sunt mușamalizate și false? Că dacă toate sunt în adevăr, înseamnă că tu cauți împărăția lui Dumnezeu și în adevăr coboară prezența lui Dumnezeu. În adevăr coboară puterea lui Dumnezeu. În felul ăsta poți să simți acea atmosferă extraordinară. 3. În momentul în care cineva caută împărăția lui Dumnezeu cu perseverență, atenție,
După ce se folosește de puterea rugăciunii, după ce se folosește de puterea adevărului, va trebui să se folosească de puterea exemplului personal. Eu caut împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni, omul care caută împărăția lui Dumnezeu se vede prin tot ce face. Mai apoi, acel om trebuie să se poată da pildă pe el. Biblia vorbește despre asta. Să ai 100 de tineri în biserică care folosesc puterea rugăciunii în fiecare zi. Să ai 100 de tineri în biserică care folosesc puterea adevărului și ăștia nu mișcă nimic de la adevăr. Rămân toate în picioare, rămân toate adevărate, nimic schimbat și rămâne totul pur. Să ai 100 de tineri în biserică, mai apoi pe ăștia 100, care au puterea să se dea pe ei pildă și să folosească puterea exemplului și să spună, uită-te la mine. Știi ce se întâmplă acolo? În biserica aia coboară împărăția lui Dumnezeu. Păi cum să mă uit la tine? Uită-te la mine că eu iubesc. Uită-te la mine că eu iert. Uită-te la mine că eu slujesc. Uită-te la mine că eu mă tăruiesc. Uită-te la mine și fă ca mine. Uită-te la mine și poți să gândești ca și mine, pentru că eu gândesc în adevăr. Poți ca să dacă vrei, să acționezi ca și mine, că eu acționez așa cum Biblia spune. Oh, dar știți povestea aia formidabilă în care la un moment dat un misionar se duce într-o localitate, într-o țară, vine împăratul de acolo, bă, tu aici nu-L vestești pe Iisus Hristos, dacă L-ai vestit, tu mor, te duci repede de pe planeta asta și să spune, bă, lasă-mă să te rog frumos, nu vestez, nu zic nimic, lasă-mă numai să stau aici. Moare ăla după câteva zile, după câțiva ani. După aia apar alții, deschid granițele, la un moment dat îi lasă și pe aia, devin și aia mai europeni, îi lasă să vină alți misionari. Vin misionarii ăștia la alți, cu Biblii mari, bă, ăștia un trim neevanghelizat, nu i-o lăsat pe nimeni să zică de Dumnezeu. Nu, aici e câmpul de misiune, extraordinar. Și vin ăștia și zic, Iisus Hristos îi iubește pe toți, Iisus Hristos îi iartă pe toți, Iisus Hristos a fost scuipat și nu a zis nimic, Iisus Hristos Iisus Hristos a fost bătut și nu a zis nimic. Iisus Hristos a fost barjocorit și nu a zis nimic. Și ăstea stăteau zi tot că la vreme. Păi noi îl știm că a fost pe la noi. Păi că a murit anul trecut. A fost aici la noi, zice, în trib. Nu că a murit în urmă cu 2000 de... Bă, a fost la noi în trib. Noi îl știm, zice, a murit. Pentru că omul ăla, prin puterea exemplului lui, trăind în adevăr și folosind puterea rugăciunii, cobora împărăția lui Dumnezeu în tribul ăla. Mai există oameni astăzi care caută, oamenii care caută în mod perseverent împărăția lui Dumnezeu, sunt oamenii care se folosesc de puterea exemplului în fiecare zi. Și ascultați-mă, în ultimul rând, și aici mi se pare atât de important aspectul ăsta, oamenii care caută în mod permanent împărăția lui Dumnezeu, atenție, lucrează la puterea bisericii. Câți dintre voi sunteți din poarta cerului, ridicați o mână sus? Destui. Și ceilalți din bisericile voastre, fiți atenți. Vrei să mai vezi împărăția, mai cauți împărăția lui Dumnezeu într-un mod permanent. În momentul în care un om înțelege că puterea echipei, puterea grupului, puterea bisericii e ținută și consolidată de Dumnezeu și prin tine, prin bucățica asta de om ce ești, de vreo 15-16 ani, 22 de ani sau 25 de ani, Dumnezeu prin tine vrea să consolideze biserica, grupul din care faci parte, tineretul din care faci parte și prin tine Dumnezeu să mai arate că are o împărăție formidabilă și să coboare. Marea problemă a oamenilor care nu mai caută împărăția lui Dumnezeu în mod sistematic și permanent, e că ei nu mai realizează că fac parte dintr-o biserică, dintr-un grup, dintr-o echipă. Pentru că echipa, să înțelegeți mai bine, fiecare trebuie să știe, să știe locul, obligatoriu, fiecare trebuie să știe locul. Dacă cumva ieși din locul tău, ești dezastru planetar, ai produs dezastru. Dacă rămâi în locul tău și începi să-ți faci partea cu demnitate, aduci de fiecare dată plus valoare. Că biserica, echipa, tineretul, ce vreți voi, din ce faci parte, e ca un năvod. Un năvod care e construit din legături, noduri.
Fiecare nod din acela, la un moment dat, reprezintă un om, te reprezintă pe tine. Reprezintă legătura pe care tu o ai cu fratele, reprezintă, dacă vrei, relațiile pe care tu le ai cu cei de lângă tine. Fiecare nod și fiecare legătură reprezintă o persoană, dacă vreți, care trăiește așa cum Dumnezeu cere. În momentul în care fiecare e la locul lui, în momentul în care fiecare, și acum punem, dacă vreți, ultima piesă din puzzle, fiecare știe să-și vadă locul și să fie conștient că aleargă spre o împărăție care nu se clatină, că aleargă spre o împărăție formidabilă, că aleargă spre împărăția lui Dumnezeu și vrea să o găsească unde? Atât în părtășiile personale, cât și în părtășiile cu alții, în momentul în care tu, cel care faci parte din vodul ăsta, ești acel nod care prin legăturile tale frumoase întărești năvodul ăla. Și când năvodul ăla e aruncat, se vede puterea împărăției lui Dumnezeu. Marea problemă e că unii care ar trebui să formeze năvodul, fiți foarte atenți, că aici e responsabilitatea mare pe umerii voștri, deseori lasă câte o loc spart. Pentru că nu folosește puterea rugăciunii cum trebuie să o folosească sfinții. Și în momentul ăla, viața lui e departe de cum ar trebui să fie. Pentru că la un moment dat, tu care trebuie să fii un nod în năvodul ăsta, la un moment dat nu folosești puterea legăturilor frumoase pentru că nu trăiești în adevăr. Și când nu mai trăiești în adevăr, tu nu poți să ai legături cu sfinții. Și locul ăla unde, pe care tu trebuie să-l întărești, rămâne gol. Că nodul ăsta care formează o legătură formidabilă și care ești tu, nu poate să fie tare, că tu nu te poți da exemplu niciodată. Și când nu te mai poți da exemplu, să spui, sau să te dea pastorul exemplu, sau să te dea liderul exemplu, și să spună, uită-te la el, tu ai lăsat acolo un loc gol. Pe acolo se scurge puterea împărăției. Și ești atât de responsabil în fiecare zi. Pentru că ascultați-mă bine, în momentul în care vin înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care vin prezența lui Dumnezeu, în momentul în care tu spui că faci parte dintr-o echipă, care caută împărăția lui Dumnezeu, ai o responsabilitate formidabilă. O mai înțelegi? Ascultați-mă bine, uitați-vă bine la mine în seara asta, o să mă țineți minte și în decursul vieții voastre o să mă auziți pe mine întrebându-vă, tu-ți mai înțelegi locul în întărirea bisericii și în căutarea împărăției? Că tu te duci la școală mâine. Și tu nu mai vrei să folosești puterea exemplului. Ai desfăcut nodul. Vii la biserică și zici, tu ești cel mai minunat. Și pleci acasă mai beton pe cum ai venit. Momentul de închinare a fost formidabil, excepțional. O atins aici. Numai pe ăia care trăiesc în adevăr în fiecare zi. Tu îți dai seama ce responsabilitate ai înaintea lui Dumnezeu, tu cel care cauți împărăția, că dacă nu e într-un mod perseverent, tu destabilizezi multe alte lucruri? Tu îți dai seama că în momentul în care tu te duci în liceu, acel care ai spus în seara asta, Iisus Hristos e Domnul vieții mele. Și acolo în liceu, tu nu mai folosești puterea adevărului. Ești total pădos. În momentul ăla tu ai desfăcut nodul care trebuia să țină tare năvodul ăla din care și tu faci parte. Te-ai oprit din căutarea împărăției lui Dumnezeu, dar marea tragedie e că ai lăsat un loc spart. I-ai dezechilibrat și pe alții. Pentru că împărăția lui Dumnezeu trebuie căutată cu demnitate. Oameni buni, tineri dragi, Timișoara asta, România, vorbim de trezire în dreptul oamenilor care caută împărăția lui Dumnezeu cu minciuni la pachet? Serios? Vorbim de trezire în România în dreptul oamenilor care trăiesc în neadevăr, viață dublă?
de fetele înghesuite prin toate mașinile și de băieții care se crește mecheri, că le împing pe fete în tot felul de păcate și după aia râd, bă, ce tare am fost eu. Bă. Pentru că oameni buni, Dumnezeu îți spune, îți mai dau 5 ani, 10 ani, un an de zile, o lună, să încep să cauți într-un mod permanent împărăția mea. Dar tu nu mai folosești puterea rugăciunii. Tu folosești doar puterea influenței. Într-o zi vei pierde. Dar vine Dumnezeu și spune, dar ascultă-mă, îți mai dau încă timp, mai dă-i, Doamne, și anul ăsta. Și ne atâta ne tot spunem noi la fiecare revelion. Nu-l tăia, mai dă-i un an. Și mi-l imaginez pe Dumnezeu, bă, de-aia mai da și anul trecut și ăsta în loc să lege năvodul o desfăcut. Pentru că o trăit în neadevăr. Pentru că atunci când trebuia să se dea pe el exemplu, n-avea ce să mai spună. Dar întotdeauna când un om are puterea să folosească puterea rugăciunii, puterea adevărului, puterea exemplului personal, va întări locul unde Dumnezeu l-a pus și în felul ăsta se merge în mod constant în găsirea împărăției în fiecare zi. Și tu când trăiești așa cum eu ți-am zis în seara asta și te pui pe genunchi la tine în cameră, coboară împărăția lui Dumnezeu. Și zici, bă, cu cine mai sunt în cameră? Eu și cu Hristos. Cu cerul care stă să-mi asculte cântarea, să-mi asculte rugăciunea, cu atmosfera formidabilă, creată de o trăire frumoasă. Eu vă întreb pe voi astăzi, cunoașteți oameni care trăiesc folosind alte puteri, nu puterea rugăciunii? Nu vreau răspuns. Mergeți, trageți-i de mânecă și spuneți-le, hai să începem să folosim puterea rugăciunii. Dacă cunoașteți oameni care trăiesc în neadevăr, cunoașteți, iar ridicați o mână sus, cunoașteți? De ce îi lăsați în pace? Tu știi că ăla care e prietenul tău și trăiește într-un total neadevăr, ăla nu face altceva decât desface nodul de la năvod și lasă locul ăla liber? Ăla care nu mai poate să-și mai dea puterea exemplului să spună, da, uite, eu îl iubesc pe Iisus Hristos și îți pot dovedi și cum o fac? În fiecare zi mă poți vedea, trăiesc pentru Iisus Hristos în fiecare zi? Mi-e dor atât de tare de atmosfera cerului, mi-e dor atât de tare de atmosfera lui Dumnezeu pe care o creează în dreptul oamenilor, care caut într-un mod perseverent, prin puterea rugăciunii, prin puterea adevărului, prin puterea exemplului personal și întărind locul unde Dumnezeu l-a pus. Să nu uitați, responsabilitatea pe care o aveți e foarte mare. Tu care vrei să mergi spre cer și poate viața ta e dublă, atenție, e dublă. Știți că sunt oameni care s-au obișnuit cu viața dublă și faptul că Dumnezeu nu i-a trăznit pe loc, ei cred că Dumnezeu trece cu vederea? Fals. Îți mai dă Dumnezeu timp să te oprești și să te întorci în căutarea împărăției în direcția bună. Dacă vrei să cauți împărăția în fiecare zi, în mod permanent, adevărul trebuie să troneze. Doamne, ajută-ne pe toți! Dacă vrei să cauți împărăția în fiecare zi, atenție, nu există o altă putere mai mare ca și puterea rugăciunii. Dacă vrei să cauți împărăția și să o vezi și să vezi beneficiile împărăției lui Dumnezeu, caută să te dai pe tine exemplu prin trăirea frumoasă pe care ai curaj să le spui colegilor tăi. Uite, eu am un Dumnezeu mare. Două provocări vă fac în seara asta. Du-te mâine la școală, adună-ți toți colegii. Dacă tu ai curaj să faci asta, înseamnă că tu cauți împărăția lui Dumnezeu. Adună-ți toți colegii din clasă și spuneți-le așa. Eu caut împărăția lui Dumnezeu și în mine de astăzi se va vedea Iisus Hristos. Puteți să veniți cu mine, invită-i. Dacă vreți, ne putem ruga împreună, vă pot duce la biserică. Fă-ți deslușit crezul. Da, asta e puterea adevărului. Arată-le în adevăr cine ești. Arată-le. Și doi, dă-i un mesaj la maică-ta în seara asta și spune, mami, o să lupt la întărirea relației din familia noastră. Dă-i un mesaj la pastor.
pastorii voștri. Și spune, frate pastor, promit că din seara asta, prin puterea rugăciunii în care eu cred, prin puterea adevărului pe care o să o trăiesc, prin puterea exemplului personal pe care o să o manifest, promit că din seara asta o să lupt la întărirea lucrării din care și eu fac parte. Înseamnă că îți asumi să cauți împărăția într-un mod permanent. Și știți ce vă doresc? Dumnezeu să vă... La final aș vrea să fac o rugăciune împreună cu voi și vă invit cu drag să vă ridicați în picioare. Vreau să vă pun o întrebare în seara asta. Câți dintre voi conștientizați că aveți nevoie de mai multă putere ca să căutați împărăția lui Dumnezeu cu mai multă perseverență? Câți dintre voi conștientizați că aveți nevoie de mai multă putere? Puteți să ridicați o mână sus? În seara asta sunt aici foarte multe mâini ridicate. Dacă nu vă cer prea mult, puteți să stați cu ea un pic sus. Vă rog, iertați-mi insistența. Că dacă tot vorba de perseverență... În seara asta, ascultați-mă bine, Dumnezeu e prezent aici. Vrea Dumnezeu să te ia de mâna ta ridicată, să te țină Hristos de mâna ta ridicată și să spună așa, uite, începe să te rogi ca să vezi puterea rugăciunii. Și uite, în timp ce zic eu asta, tu zici, Doamne, ridică așa mai tare, Doamne, uite, mă vezi? O să încep să mă rog din seara asta să simt puterea rugăciunii. Te ia Dumnezeu de mână în seara asta. Imaginează-ți momentul ăsta. Hristos te ia de mână și spune așa, auzi, vrei să vezi puterea împărăției mele? Începe să trăiești în adevăr. Dar nu-ți fie greu să lepezi minciuna. Dar nu-ți fie greu să lepezi duplicitatea. Dar nu-ți fie greu să lepezi situațiile care te pun pe contrasens cu Dumnezeu. Începe să trăiești în adevăr și simți pe Dumnezeu parcă cum te ține strâns și o să vezi puterea împărăției lui Dumnezeu. Și te ia Dumnezeu de mână și tu îi spui, Doamne, de astăzi vreau să fiu un exemplu. Oh, un exemplu oriunde tu mă așezi. Și la un moment dat îl simți, dacă vrei așa, prin credință pe Hristos că te strânge mai tare și zici, auzi, du-te mâine și spune-le oamenilor că tu ai un Dumnezeu mare și tu de-aia trăiești frumos. Ceea ce eu v-am predicat în seara asta, am pus-o eu în aplicare. O venit viața cu situațiile foarte complicate și am zis, unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde-i împărăția lui Dumnezeu? Unde-i bucuria aia? Unde-i pacea aia de care vorbește Biblia? M-am pus pe genunchi și au început să întreacă prin fața ochilor toate momentele de la mine din liceu, când îmi ziceau colegii, bă, nu vii cu noi după garaje să tragem un pic pe nas? Și le-am zis, nu. Deci, nu vin. Mi-ar păta viața. Bă, dar nu vii cu noi de seară, nu știu unde, nu, mă duc la rugăciune. Bă, dar auzi, tu nu poți să fii, nu că dacă fac ca voi, nu mai pot să fiu un exemplu. Nu. Mm-mm. Și în timp ce eu m-am pus pe genunchi, în nenumărate momente, întreceau toate astea prin față. Și începeam să prind curaj, Doamne, eu mi-am făcut partea, acum cobor tu cu puterea împărăției tale? Nu odată l-am văzut pe Dumnezeu în mod supranatural, nu odată, de nenumărate ori. Ești în seara asta aici și vei avea nevoie să vezi puterea împărăției lui Dumnezeu, să vezi pacea aceea care coboară într-un mod formidabil, să vezi atmosfera sfântă pe care doar Dumnezeu poate să o lase. Să poți să vezi acea neprihănire care îți dă parcă aripi spre cer în fiecare zi. Generația anului 2023, căutați împărăția în mod perseverent, așa cum Dumnezeu cere. Veți fi generația care veți trăi victori în felul ăsta. Veți vedea puterea împărăției lui Dumnezeu aici, aici, în România asta, în bisericile voastre, în familiile voastre, între prietenii voștri. De ce? Că s-a găsit cineva care a avut puterea să pună în aplicare rugăciunea și să se creadă în puterea rugăciunii. Știți de ce am repetat toate astea în mod insistent? Să deveniți foarte perseverenți în ele. În momentele următoare aș dori să intrăm în închinare. Vom cânta
Și în timp ce vom cânta, gândește-te la tot ce ți-am zis. Gândește-te că ai nevoie de atmosfera împărăției peste viața ta și spune lui Dumnezeu, vreau puterea rugăciunii în interiorul meu, vreau puterea adevărului, vreau puterea unui exemplu personal extraordinar. Vreau să te simt pe tine, Hristos, și să întăresc locul unde tu m-ai pus. Prin tine va mai arăta Dumnezeu care o împărăție mare. Așa arată oamenii perseverenți. Intrăm în închinare, conștienți că Dumnezeu e prezent aici. Conștienți că Dumnezeu privește către tine. Conștienți că Dumnezeu se uită la inima ta, se uită la viața ta, meditează la viața ta. Și spune-i Domnului în timpul acestei cântări, Doamne, mai perseverent și mai perseverent, văzând și simțind a ta împărăție.